Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi, e sâmbătă, nu m-am dus la lucru, deoarece astăzi ne aflăm aici. Dacă vedeți, avem capota ridicată la mașină la BMW și astăzi vrem să facem o schimbare de niște piese care credem că ar trebui să le dăm jos. Stați așa să vă arătăm. Uite acolo, așa. Ia să vă arătăm, uite acum ce avem aici așa de... schimbat. Pune jos aici. Mașina s-o circula mai mult pe regim de oraș. De oraș. Și am vrut să-i curăț admisia. Să văd dacă are... El nu dă la vor nimic. Nu. Funcționează perfect. Dar cum are 200 și cât? 208.600 și ceva de kilometri. 208.600 de kilometri. Claudiu are de vreo 5 ani. Sau de câți ani mai mă? Că nici nu știu când ai cumpărat. 2018-19, nu mai țin minte exact. Așa, și eu am zis că el a avut niște vouchere la Autodoc și am zis că să vedem cât face una nouă. Și cu supapa Eger, care am luat și supapa Eger nouă. O dată 100 și ceva, nu știu cât de euro. Trebuie să arătăm bonul ăla dacă îl mai ai. Aici sunt garniturile. Trebuie să mă uit după factură. Și aici vine Eghereu. Da, vine pe capăt astea. Acolo. Și uite aici se pune mizerie, vedeți? Pe aici clapetele pe clapetele astea. Și dacă sunt prea încărcate sau spline și așa, poate să scadă în... Da, mine. Și nu să mai închid. Și alea și să închid. Și o să ai probleme, dar problema e că noi acum decât o avem mai alaltă de rezervă. Da. Cineva zicea că la regim de oraș, dacă circul numai prin oraș, nu ține mai mult de 70.000. Dacă merg pe drumuri naționale și nu merg pe autostradă. Da. No. Eu nu cred că la mașina asta s-a desfăcut așa ceva. Și acum, ca să desfac, să ajung să desfac, am o grămadă de lucruri care trebuie să le schimb aici, să, până ajung la... Ce avem noi de la lucru? Și uite... Să vă arătăm acum, a? În mare și o să arătăm astăzi. N-avem timp de terminare, că mergem la biserică. Avem biserică. Deci, uite, eu trebuie să dau acum, am un două filtrele de polen. De polen are două filtre. Inclusiv tăvița asta ce e aici tăvița de tablă. Tăvița asta de tablă jos. Asta să ia trebuie jos. Să dau capacul jos. Capacul de pe motor. Și vin mai multe lucruri jos, capacul ăsta din spate. Da. Că pentru capacul ăsta din spate trebuie să dau jos bucata aia de acolo. Tabla asta, aia, da. Ce e aici, plus filtrele astea trebuie să le iau jos ca să am loc un piston. Un piston e chiar în spate. Chiar în spate. Și trebuie să ajung la pistonul ăla neapărat, că nu pot să scot... Nu putem să scotem galeria afară. Și să băgăm. Eu i-am făcut acum schimbul de ulei, am pus filtre și am zis, bă, hai să curățăm și asta, că nu-i bine să lași până nu mai mere. Da. E bine să le schimb când crezi tu că ar trebui schimbate, chiar dacă nu de la bord. Noi o să arătăm cum e de încărcat, dacă s-o umbla la ea... Ce și cum arată, n-avem nimic. Adică. Exact. Eu acum mă apuc să desfac... șuruburile astea la capac. Prima dată să dăm jos astea de aici. Are 4 la capacul mare și dau la capacul mic. Ia uitați și... acolo cum iasă afară. Da, așa. Și a ieșit afară. După cum puteți vedeți, sunt noi și filtrele, că le-am schimbat acum de puțin timp. Uleiul. Filtrul de motorină mai trebuie să-l schimb la el, îl are dedesubt la prag. Ăla trebuie să-l pui și ăla sus. Doar ăla-l facem, când îl pui pe elevator. Eu n-am mai, era noapte și nu mai m-am băgat să schimb. Că am zis că nu e problemă, ăla îl schimbăm. Am zis că noi nu-l dăm BMW-ul ăsta, chiar dacă e diesel. E motor de 3.600 cilindri. Chiar dacă îți restricții, noi îl ținem pentru deplasări cu el. E puternic, mai are foarte bine motorul. Și îl grijim. Păi da? I-am făcut revizie la cutie. Are toate reviziile făcute. Acum trebuie să facem tiuful și s-o fisura parbrizul. S-o dus Claudiu în spate la o basculă. Nu știu dacă se vede. I-ai arătat la oameni? Nu știu dacă se vede pe cameră. Uite, acum se vede aici, linia e acolo, vezi? Uite, acum s-a văzut un pic, dar se vede mai greu. S-o dus cu ea în spate la o basculă și a sărit o piatră din basculă. El a încercat să lipiască. O mai vin iar Avram, un frate de la noi, cu o soluție, dar tot s-a dus. Pleacă, nu ține. Da. Și am zis să-l schimbăm. S-a interesat și a spus că e 700 de euro acum primul client la parbrizul să-l schimbe, pentru că are foarte multe lucruri de pus pe el. Are camere, senzorele, tot și așa, trebuie schimbat odată la făcut. Da, îl schimbăm și ăla, trebuie să-i facem tiuf și eu chiar astăzi povestea cineva că dacă vrem să ne facem tiuful, putem să-l facem.
și fără să schimbăm. Dar noi nu vrem cu șpagă și cu bandați. Mai bine băgăm bani în mașină și știm că luăm tiuful pe colegi. Mi-e dai la tiuf 90 de euro, așa. Normal. L-am încălțat nou, tiuf. 4 gume, 600 de euro. Ia uitați acolo, 4 gume, nu? Tancul că am pus pe el. Uite, se vede că sunt noi, uite acolo. Am pus pe el 4 gume noi și îl folosim pentru că dacă trebuie să plecăm la un drum mai lung sau să cărăm ceva, ăsta e scăparea noastră. Așa că hai să dăm drumul, că durează. Uite, dacă... i-am pus și lăsa tot Hankook. Da, și la Mercedes tot Hankook i-am la pus. La E-clasa ăsta e benzinar. Claudiu da. Circula cu ăsta. Pe ăsta aici în Germania l-am oprit acum din circulație să repar. Și luna ce vine îi dăm drumul. Ăsta. Luna ce vine îl băgăm iar în circulație să îi dea drumul. Îl băgăm în pite și... ăsta să-l punem sus. Circulăm. Desfacem și... am zis că și dacă se va scoate mașinile din... îl ținem de oldtimer, dacă ajută domnul. Da, da, da. Îl ținem și nu-l bindem ăsta. Noi suntem mai mult cu vechiturile. Sunt mai mult vechiturile, să știți. Vechiturile, dacă spuse la punct, merg cu ele de tesaturi. Eu cu ăla roșu, cum știți, circul cu el și acum scopi ăsta de aici afară, așa trebuie scos afară mufa. Nu. Hai să ne apucăm să desfacem și după aia arătăm la oameni. Uite, aici avem... 4 șuruburi, două aici, două acolo, am luat rama jos din spate și ne apucăm la capac. Da. Vă mai arătăm pe parcurs. Pe parcurs. Bun, prieteni, am dat jos. Eu, cum puteți vedea, așa arată motorul fără capac. Așa, și am dat jos așa capacele. Acum, uite, senzorul ăsta trebuie să scoatem afară. Da, ăla trebuie să-l scoți afară din mufă. Da, uite aici, da, cum e tare. Ăsta-i. O mers. Și galeria la altare o are pe el. Sau trebuie să luăm senzorul trebuie afară. Trebuie să ne uităm un pic să vedem. Așa, trebuie să desfacem, uite aici. Șuruburile astea adânci din partea adâncă. Șuruburile deci, astea adânci. Deci avem acolo, uitați, niște șuruburi. Așa, așa. Și aici avem 12 șuruburi care vin aici sus. Și acum avem, ia uitați acolo. Astea 12. Este tot două la un piston. Da. Cum ar veni. Și supapa egheri care trebuie să o dăm jos, scoatem siguranța. Scoatem cu egheri cu totul jos și desfacem colierul. Și ăsta de aici așa și ștecărul ăla trebuie luat jos și ia să afară atunci. Și ia să afară. Așa, cât e ceasul? Cât e ceasul? Hai să începem. Cam scos furtunul. Bun, prieteni, am dat jos bucata asta de ce vine apărătoare aici, plasticiera și am dat jos furtunul. După cum puteți vedea, așa arată aici. Ceva înăuntru se vede un pic de ulei, dar aia nu e problema. Acum noi oricum schimbăm. Punem schimbăm nou. Tot și după aia vedem ce și cum. Punem nou tot, avem și supapă nouă, avem și... O să fie... Uite, asta ce e aici, plus o luăm ce e aici tot, așa, da. E nou tot am jos. Am desfăcut și colierul ăsta. Am desfăcut și colierul, da. De aici... Și când tragem afară ăsta, luăm cu eghere cu totul. Da, luăm cu eghere cu totul, că se lucră mai ușor. Se lucră mai ușor și e mai bine, așa, știi? Da. Uite, asta când tragem când acum trage afară, acum el afară. Vine afară. Bun. Na, ne apucăm să facem mai departe. Prieteni, am dat-o jos. Ia uitați-o aici. Deci cam am dat... arată. Deci are, dacă ne uităm ceva mizerie, are, dar nu-i exagerată, dar totuși e bine că am dat-o jos. Ia avem una de rezervă acum. Uite acum așa. Uite. Ia uitați acolo ce iasă. Bă, dar e gros, uitați. Ui. Dar cum să nu fie gros? Ui, e gros. Cât are înăuntru pe... Știi că aici așa e unde să arde. Aici, unde... aici înăuntru pe ăsta drept. Da. Și aici, uite... Opa, ia uite-te aici pe cameră. Ui, dar ce mizerie are înăuntru. Ia pune blițul jos, în gaură jos. Ui la el. Vedeți? Depunerile alea nu mai închid bine plachetele. Și auzi, acum ce fac ăștia mai noi? Vedeți tija asta? Uite, pe plăcuțele astea sunt mizerii, de nu mai închid bine. Da, da, da. Uite, asta e cea mai încărcată, uite, din partea asta. Din spate. Vezi? Da. Ce fac? Anulează jos, astea se scot afară, se desfac, astea două șuruburi, arată aici. Ăsta și ăsta. Ele două șuruburi se desfac și iasă. Să anulează tija. Și să bagă dup. Să taie ăsta jos cu un clește, de aici. Da. Și se anulează furtunașul ăsta și senzorul nu-ți mai de la bord. Nu-ți de la bord ca și cum tu ai umblat ceva. Exact. Să poate pune aici niște, să scot afară clapetele astea de tot. Să pun niște dopuri.
vedeți, clapeta asta, tija asta. Să ia tija jos, să scot clapetele și aici să pun capace, să găsesc pe internet capace. Da. Și să pun niște capace aici. Și tot timpul rămâne pe deschis. Rămâne pe deschis, dar nu-i bine. Dacă te duci, unii spun că n-au probleme la tiuf, alții spun eu, că au. Dar nu numai, nici eu nu pot să-mi dau seama de ce le anulează numai ca să nu dai bani. Și numai uite o țâră, dacă e vorba să vorbim, ele ce fac? În momentul în care oprești motorul, ele se închid, nu? Așa. Ca să nu se zdruncine motorul, să nu bălâncăne. Așa, acum aici, un șmirgăl fin, pune aici un pic. Vedeți? Să... Aici să smirgăluiește ușor, foarte să face bine, curățat, să se atanșeze foarte bine garniturile noi. Și aici așa să vă spăla. Bine, frumos. Așa, când lucrați frumos aici, eu vă sfătuiesc, noi n-avem canal, n-avem atâtea, deci desface să nu vă... Vedeți, eu am desfăcut tot de pe motor jos. Uitați-vă cum arată motorul acum. Eu vă sfătuiesc să aveți, uite așa, un magnet. Ăsta e magnet cu bec. Îl faceți lung, deci mie mi-o căs câteva șuruburi, nu? Da, da. Când am desfăcut. Fără deci la înăuntru. Și numai pac, pac, le-am spicuit. Mi-o căs plus de aia, astea de aici de la... Uite. Să numai să vă arăt. Uite asta. Uite aici, așa. Așa. Uitați, asta când am tras de ea, mi-o căs jos pe fundul la capacul la motor. Și asta intră aici, nu? Și uitați, dacă îți cade jos... Cu ăsta numai așa, eu la nimereală băgam, pac, magnetul, îl trăgea. Trăgea magnetul. Deci să nu vă chinuiți sau să vă supărați, așa ceva găsiți peste tot locul, magnet de genul ăsta. Oricum, am putut să vedem că totuși îi ca la mine și e destul de mare. E acum să nu ne așteptăm, da, să, cum să zic eu, 100%, eu nu mă așteptam să fie să nu mai intre un dash înăuntru. Dar nu-i bine destul, să o lași, că nu mai închid bine. E destul de murdar. Bine, și cei care conduceți mașini pe motorină, nu băgați orice motorină ieftină din Pico. Mergeți și băgați o motorină mai bună. O motorină mai bună. Și motorina, mult face. Nu numai asta, știi? Înțelegi? Ăsta vine aici în capăt. Da. Uite aici. Aia nouă, cred că are tot. Uite, vezi, asta e de aici. Da, aia nouă le are pe toate. Da. Aia nouă le are. Vedeți? Noi acum șmirgăluim, nu știu dacă mai montăm pe poziție, avem cât e ceas? Nu știu acum exact, trebuie să mă uit după aia. La 4 fix trebuie să mergem să ne spălăm, să ne îmbrăcăm, la 6 începe biserica. Noi... Bine că am putut să dăm jos. Exact. Am dat să ăsta, acum Claudiu, restul când pune la loc, că avem de mai curățat aici. Mai filmez mai departe, da. Trebuie să curățăm asta toată și să putem să scoatem afară mizeria de aici cât mai, da, bine, cât mai putem, știi? Da, da, da. Înțelegi? Da, da. E bine să umbli până nu se strică. Vedeți, de au fost încărcate, încă mai mereau. Dar nu mai închideau bine. Nu mai închideau bine. Dar acum că îi pui și ei gereu nou, ăsta curăț, îl spăl, tot, mai am una de rezervă. Mai am una de rezervă și e gereu, e bun și tot. Și cât am dat de euro pe toată treaba asta, nu plătim anoperă. Să rentează să punem tot nou. Nou ne face și plăcere să mai facem ceva. O aranjăm noi. Și o desfacem. Văd că injectoarele sunt foarte uscate. Uitați-vă ce bine stau. Uitați-vă ce bine arată injectoarele la mașina asta. Nu au 108.000 km, 600 deci și ceva. Deci nu au încă nimic. Slavă Domnului, mulțumim Domnului pentru că funcționează. Astea sunt regulatoarele de căldură, ce deschide apă la termostat. Când dacă n-ai căldură, ui aici, te verifici prima dată. Aha. Înțelegi? Da. Ăsta e pe două zone, nu știu exact cum, care e primul, că nu știu eu atâta mecanică, dar ne descurcăm cât trebuie, ne băgăm. Ce e aici, așa avem noi acum de lucrat la ea, să descurcă, nu-i problemă. Ne băgăm la astea mai vechi. Da, bine, acum asta e 2009, 2008 este. 2007. 2007. 2007, luna a 8-a pe data de 4. Da. Pe ziua lui Deni a fost scoasă mașina, da, afară. Slavă de pe... Domnului, eu zic acum oprim să ne apucăm ăsta, să curățăm. Ne uităm la ceas. Da, 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 da. Și dacă apucăm să curățăm, e bine, dacă nu curăț eu, nu-i problemă. Dacă nu curățăm în alte zi. Da. Bun, prieteni, eu ora 4, n-am mai curățat, că deja e 4 și 2 acum. Da, am pus niște cârpe să nu intre nimica pe... Mizerie, pe galerie și așa. Mi-am uitat un pic la răcitorul de ulei, până nu să vedem dacă are depunere aici, chiar în margine, chiar la îmbinare. Chiar în margine, are un pic. La îmbinare aici, să vede ceva.
Să vede ceva mizerie. Dar ia uite-te aici. Să vede ceva. Ia uite-te aici. Hai, să vede, hai aici. Să vede ceva mizerie. Da, se vede acum, mă uit aici. Și problema e că ne uităm și poate îl desfacem și îl dăm jos și ăsta, știi? Da. Uite, dacă tot am desfăcut ceva. Să uite, de aici se desface cotul jos. Da, și luăm numai jos cotul, știi? Cotul luăm ăla și cotul vedem ăsta ce jos. E de el. Și ne uităm și înăuntru, până la înăuntru, știi? Da, și dacă e și înăuntru, îl scoatem afară, îl spălăm și gata. Și ne uităm la el, știi? Da, da. Normal, aici așa, dacă are supapa sau s-a înfundat, depunerile se pun aici, prima dată, da, pe cotituri, pe acolo. Și ne uităm un pic, spălăm și cotul ăsta, îl dăm jos. Mm-hmm. Tu când vii luni de la școală, eu de mă la apuc lucru, să curăț. Desfaci asta până ajung eu acasă. Da, 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 îl dau, știi? La jos și dau jos tot cotul. Trebuie să văd unde-i șurubelnița mică, că scot eu acum jos. Nevoie de o șurubelniță lată. Bun, prieteni, tot nu ne-am dat bătut și până la urmă totuși am desfăcut încă conducta asta de la răcitorul de ulei. Am desfăcut aici și acum ne gândim un pic cam ce ar trebui să facem noi aici. Și dacă mă uit înăuntru, eu văd ceva de pune pe răcitorul de ulei. Ea care a avut-o înaintea noastră, ea nu a făcut schimbul. Noi îi băgăm numai castrol și la 7-8.000 îi dăm drumul. Îi dăm drumul la ulei. Îi dăm drumul la ulei. Ăștia nu au făcut schimbul de ulei. Și ai ales de pune de ulei și prost, că nu au băgat ulei. Îți garantez eu de calitate în el. Uite, eu acum arat de pe instalația. Uite, așa, uite acum eu. Așa. Uite numai ce curge de aici. Ia uitați acolo. Ați văzut ce o ieși? Bine, îți depunerile. Îți depuneri, bineînțeles. Știi? Oricum, mă uit un pic pe internet, vedem. Deci, nu comandăm filtru cu totul. Îl aici comand. Intră apa. Aici ai intrarea. Noi am desfăcut furtunașul ăsta. Am desfăcut furtunașul să putem să vedem mai bine ce e acolo. Nu? Exact. Voi să puteți să vedeți exact priveliștea asta de aici. Înțelegeți? Dăm ulei ăsta, deci, răcitorul. Ia uitați acolo. Așa arată. Deci, prieteni, uite așa arată la interior aici. Și de asta o să cumpărăm și un răcitor nou de ulei ca să-l punem sus și gata. Și după aia nu mai avem treabă deloc cu toate lucrurile astea. Așa, bine, am mai văzut ceva și putem să ne uităm să comandăm ce piese avem nevoie. Asta pune brișca asta în mașină. Asta lasă acolo. Da, lasă magnetul nou. No, deci ne mai auzim data viitoare, când ne apucăm iar de lucru. Bun.